Bun, avem meciul salutare, oameni buni, sunt Andruc. Pentru astăzi, ziua de 19 ianuarie, vă propun biletul meu. Ieri am avut un bilet câștigător cotat de 2,8. Real Madrid nu ne-a dat emoții, a trimis de vreo 7-8 pe poartă, iar Sporting, de asemenea, a făcut un meci absolut spectaculos. Se câștiga și pe live ieri. Ieri am câștigat cu 8 unități, am avut 14 unități pe plus, pentru că a fost cotă 2,8. Bun, astăzi avem Rapid cu FCU Craiova 48. Este un meci interesant. Rapidul vine după o perioadă foarte, foarte proastă, jocuri execrabile făcute de Rapid în ultima perioadă. Eu am spus că sunt foarte slabi, sunt fără Rahmani și fără Petrila. În tur a fost 5-3 cu Universitatea Craiova în meciul tur, dar atunci a jucat și Dugandi, juca și Rahmani și Petrila. A marcat Dugandi și a marcat Rahmani. Erau jucători extraordinari. De atunci, de când s-au accentat și Rahmani și Petrila, Rapid n-a mai jucat aproape nimic. 6 meciuri fără victorie cu 4 egaluri de 0-0. Aici Rapid totuși o văd un pic favorită. Trebuie să se adune, trebuie să vină acest meci pe teren propriu, unde de obicei suporterilor îi ajută foarte mult. Trebuie să vină cu atacuri foarte multe. Noua achiziție, Djokovic, cred că este o achiziție foarte bună, pentru că ei acolo aveau nevoie de un jucător foarte bun, cerebral și stăpân pe la mijloc, pentru că nu au Wydad și Albu, sunt jucători foarte slabi. Iar aici Rapid eu zic că va fi un 1x și sub 4,5 goluri. Este o cotă ok, cotă 1.42. Rapid să nu piardă acasă și să nu se dea prea multe, având în vedere că au fost numai 0-0-0-0 în ultimele 4 meciuri ale lor. Au pierdut acel meci cu Voluntari 1-2, cotă 1.42. Apoi, meciul 2 voi juca la meciul din Supercupa Italiei. Este semifinală, după ce aseară am avut Napoli cu Fiorentina și cel din Spania. Este semifinală Inter cu Lazio. Acum Inter Milan, cea mai bună echipă din Italia, cu un sezon fenomenal, cu mai întotdeauna marchează 2 goluri. A fost doar acea sincopă la Genoa, acel 1-1, dar o echipă care marchează mult. Lazio undeva pe locul 7-8, se va bate pentru locurile 5, poate, nu știu dacă va ține locul 4. Cred că și aici se vor da măcar 2 goluri. Între ele două au fost meciuri cu 2-1, 3-1, 2-0, deci au fost destul de multe meciuri cu goluri și așa că am jucat simplu. Și jucăm peste 1,5 goluri la 1,35 la acest meci Inter cu Lazio în Supercupă. Și încă un meci avem la meciul din Portugalia. Benfica întâlnește pe Boavista. Benfica, o echipă formidabilă, o echipă de pe locul 2. Singura echipă, cred, care se poate lupta cu Sporting pentru titlu. Ar putea să încerce să îi fure locul 1 lui Sporting, dar va fi greu. Benfica are medie de peste 2 goluri marcate și a primit doar 11 în 19 etape, deci foarte bună ca apărare. Va domina meciul ăsta cu Boavista, evident. Eu am jucat 1 și peste 0 în prima repriză. Deci avem nevoie să se marcheze în prima repriză și să bată Benfica la final. 1x2 și total goluri prima repriză, 1 și peste 0 în prima repriză. Ăsta este biletul meu. Biletul pentru astăzi, cotă de 2.45, eu l-am pus. Așa că voi juca 4 unități pe acest bilet 2.45. Mersi de atenție. Dacă jucați, hai să avem baftă.